Îl cunoaștem pe proiectul ordine de zi? Da. Să pun la vot cine este pentru. Două citire. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de închiriere a unui spațiu comercial dedicat municipiului. Printr-o hotărâre de Consiliu Anterioară, Societăți Comerciale a Limanii a fost asigurată forma închirierii unui spațiu comercial stat în interiorul Cruțului Alimentare pentru desfășurarea de activități comerciale benefice atât investitorilor și bugetului local. Deoarece SC Alimanii s-a numit cesionarea contractului de închiriere de pe SC RSRS și având în vedere la formula administrației pieților cu privire la aceasta, supune spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul în forma prezentată. Reprezentantul Comisiei numărul 1. Discuții dacă se întâmplă marginea proiectului. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Obține. Proiectul. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prestării apartenenței la domeniul public al Municipiului Ploiești la unor imobile pe rând. În vederea realizării unor modernizări sau la investiții asupra unor terenuri situate în extragramul municipiului Ionești, este necesară evidențierea acestora în cazul domeniului public al municipiului. Terenurile propuse spre atestare de domeniul public se află în administrarea Consiliului Local al municipiului Ionești, dar până în prezent nu au fost atestate apartenența lor la domeniul public, și nu a fost stabilită situația juridică. Terenurile nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate publică depuse anterior în temeiul legii 10 și nici în temeiul legii 18 și nu formează obiectul unor litigii. Față de cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre. Avizele comisiei, reprezentantul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 4. Favorabil. Discuții dacă se întâmplă marginea proiectului. Să pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind reambursarea parțială anticipată unui număr de 12 rate din creditul contractar al unui credit bank de către municipiul Ionești, precum și acordarea unei perioade de grație pentru 12 rate de credit din perioada ianuarie decembrie 2020. Între municipiul Ionești și UniCredit Bank a fost încheiat contractul de credit numărul 5 din 27-7-26 cu scadență la data de 31-5-2026, contract care se află de durată. Conform articolului 3 alineatul 3-3 din contractul mai sus menționat, creditul va putea fi rambursat și anticipat scadenței cu acordul băncii, fără perceperea unor comisioane penalizatoare. Suma minimă care poate fi rambursată anticipat este de 32.648 euro, respectiv cuantumul unei rate lunare. Conform articolului 8, alineatul 8.6 al acelui contract, rambursarea anticipată este permisă cu notificare a băncii în maxim 5 zile înainte de scadența următoarei rate. Vă supunem atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Discuții dacă se nu, pe marginea proiectului. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Proiectul atestat. Proiectul numărul 4. Avem un amendament. Da. Prezentați proiectul și apoi... Proiect numărul 4, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Ionești pe anul 2023. Având în vedere adresa numărul 74395 din 5-12-2023, Agenției Naționale de Administrare Fiscală Bacău, prin care se repartizează suma de 322.000 lei din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, în situația aprobării hotărârii de Consiliul Local privind adresarea anticipată a creditului contractat de unui credit, este necesară alocarea de credite bugetare cu această destinație. Ca urmare a celor prezentate anterior, este necesară suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli. Astfel, cu cote de
din pătrele din TVA repartizate se vor aloca conform destinației bugetare pentru care au fost repartizate, și anume finanțarea drepturilor asistenților personal, finanțarea căminilor persoanelor vârstnice, finanțarea buselor, finanțarea învățământului confesional acreditat. Exercitarea anticipată a radilor se vor face redistribuiri între capitolele bugetare existente unde există semene utilizate. Față de cele prezentate, supuneți pe analiză și aprobare proiectul în formă prezentată. Având în vedere adresa Spitalului Municipal Sfântul Ioan Dr. Luca, prin care se solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli datorită actualizării sumelor contractate cu CJAS Bacău și ținând cont de urgența efectuării acestor modificări, ce este necesară rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, în sensul ajustării veniturilor și cheltuielilor pentru asigurarea resurselor necesare, împune condiții la activități, ale activității spitalului până la sfârșitul anului. În acest sens se propune să se modifice anexa 8, reprezentând bugetul de venituri și cheltuieli de anul 2023, s-a ieșit Spitalul Municipal Dr. Ierar Sfântul Luna, conform anexei 2, care a fost prezentată la proiectul de hotărâre, adus la amendament. De asemenea, se modifică anexa 9, reprezentând lista de investiții pentru anul 2022 la Spitalul Municipal Sfântul Dr. Ierar Luna, conform anexei 3, care v-a fost prezentată în propunerea de amendament. În cele prezentate, propunem aprobarea amendamentului în forma prezentată. Avizul Comisiei de Bună. Aviz favorabil. Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă. Supun la vot proiectul inițial. Cine este pentru? Avizul Comisiei. Aviz favorabil. Discuții, dacă sunt. Cine este pentru? Împotriva. Proiectul numărul 5, probleme de interior local. Dacă se înscrie cumva, da? Zadru. Vă rog. Da, o să mă gândesc în zona de CRS, faptul că numai că faptul mult în urmă de stradă. Poate constructorul la care luăm vânzărare să lucreze poate mai târziu sau să fie înțelegută. E zonă, mai ales când e mare, când nu avem mare, mare peste tot. S-au pus balast, se pune continuu, continuu, convocăm, atât raja. Vă spun eu că am fost zilele trecute, nu e pus balast, asta cred că ar fi și o variantă, să se îndrepte acolo unde s-au făcut veniculări foarte mari. Haideți să facem o comisie din consilier local, să convocăm raja, să convocăm constructorul. Am discutat și la ședința trecută, ea nu era dumneavoastră, era domnul viceprimar. Bun, haideți să facem o comisie și când vreți chem un constructor, chem... Eu am toată ziua ceartă pe treaba asta cu ei. Imaginați-vă că la mine în capul meu se sparg toate și toate reclamațiile. Oricând hotărâți o zi, chiar toți consilierii, ce un constructor... Eu zic propunerea, am discutat-o și la ședința anterioară, dumneavoastră este simplu să spuneți stabiliți ziua. O dată. Spuneți ziua când vreți și mâine, dacă vreți, putem să ne întâlnim, convoc, nu mai secundă să văd dacă este și reprezentantul Rașa care se ocupă de proiectul de zonă. Dirigintul de șantier, să avem toți în putem duce. Acum, aflu când se face pace, dacă e săptămâna asta sau săptămâna viitoare. Mă rog, ești în oraș cumva? Luni vii în oraș. Bun. Luni, nu, eu sunt în ședință de Consiliu, cu toți consilierii locali, ridică problema TCR-ului și pe bună dreptate eu m-am săturat de TCR-ul ăla, vrea să ne întâlnim cu consilierii locali, cu constructorul și cu consilierii locali la o ședință de luni la ce oră? La 12, 1, 2, 12 luni? Da. 14. 14. Bun. La 14 la sala de ședințe să vină și constructorul. Constructorii toți. Toți sunt contractați. Bine. Mulțumesc frumos. Sănătate mai bine.
Suntem la 14, ne vedem cu toți, cu toți constructorii. Dar în momentul să chemăm la ședința ordinară, dar pentru mult mai bine să chemăm. Nu, ne amestecăm. E foarte bine. Și știe ce face și ședința. Pe 29. 29. Aș vrea să vă consult la ordinare. Se pare că termenul limită pentru aprobarea impozitelor și taxelor este cu pensiile noastre de încheiere a exercițiului financiar, ce ar însemna 27. Mai bine. Da, sunt mai multe interpretări la acest lucru. Eu zic că n-ar trebui să riscăm. 26, 27, 26. 27, care e? 26. Da, 27 ar fi, cum credeți, ar fi perfect. Dar, 29 e prea. Dar totuși e Hilghie, totuși Sfântul Ștefan, 27, trebuie de Crăciun. Măcar... 12, 1. Adică să nu ne întâlnim... Da, deci 12. Deci cei care țin Crăciunul toate... Ora 12, credeți că e poate da. Perfect. Da. Da. Rămâne doar astăzi s-a pronunțat Curtea Constituțională asupra legii de modificare a ordonanței 16, ne așteptăm cu nerăbdare să o publice, când o va publica, vom convoca, dacă nu, chiar nu știu ce vom face și nu numai ne suntem în situația asta, toată țara. Nu putem rămâne fără impozite și taxe până în 2023 și nu știm efectiv ce s-a aplicat. Dar sperăm că în cursul săptămânii viitoare să avem o poziție oficială, un document normativ publicat în monitorul oficial să știm ce facem. Rămâne pe data de 27 la ora 12. Și luni? Și luni întâlnirea până la 12. La 14. Deci la 12. O zi bună!